Bună ziua, mulți stimați agricultori, și de data aceasta e adresare către agricultori și către importatorii sau procesatorii de cereale din Republica Moldova. Astăzi, la Comisia Situației Excepționale, a fost luată o decizie de a introduce licențierea importului de câteva tipuri de produs cereleri. Am să dau o citire acestei dispoziții. Deci, în primul rând, scopul a fost făcut pentru a stabiliza prețurile pe piața internă a cerealelor din Republica Moldova. În urma războiului din 2022, pe parcursul acestui un an și mai mult de jumate de când are loc acest război, piața cerealelor în materie de prețuri a fost perturbată major. Pentru stabilizarea prețurilor s-au luat decizia de întreprins astfel de măsuri, anume în interesul agricultorilor, procesatorilor și producătorilor din Republica Moldova. Eu am să dau citire a dispoziției și când a intrat în vigoare, este evident că ziua de astăzi. Deci, în vederea menținerii pe piața internă a produselor la un preț sustenabil din punct de vedere economic la produsele autohtone, precum grâul, porumbul și floarea soarelui, se stabilește prin derogare de la anexa 1 a legei numărul 160 din 2011 privind reglementarea prin autorizarea activității de întreprinzător importul mărfilor prevăzute la punctul 1.2 pe perioada stării de urgență se permite doar în baza licenței eliberate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Sunt supuse licențierii conform pozițiilor tarifare următoarele mărfuri. Grâul 10.01, porumbul 10.05, semințe de floarea soarelui 12.06. Cerere de eliberare a licenței de import poate fi depusă de persoana juridică sau fizică care desfășoară următoarele activități economice. 10.41, fabricarea uleiilor și grăsimilor, 10.61, fabricarea produselor de murărit, 10.91, fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, 0.14, creșterea animalelor. Punctul 1.4. Cererea de eliberare a licenței de import este însoțită de act prin care se justifică necesitatea de completare a stocurilor. 1.5. Cererile de eliberare a licențelor de import sunt examinate de către o comisie constituită prin ordinul Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, din reprezentanții a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și reprezentanții asociațiilor de profil. 1.6. Prezenta dispoziție nu se aplică mărfurilor supuse licenței de import încărcate spre expediere până la emiterea prezentei dispoziții, adică data de astăzi. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei decizii, va elabora regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei de Licențiere a Importului pentru anumite aceste categorii de cereale. Astea fiind spuse, începând cu ziua de astăzi în Republica Moldova la import, vor fi acceptate mărfurile care au fost deja încărcate până ziua de astăzi, astăzi fiind ultima zi în care, conform ștampilor de încărcare, este permis. Noi ne-am luat termenul de 15 zile, dar elaborarea regulamentului deja este în lucru și eu cred că azi, mâine, cel târziu, regulamentul va fi elaborat și va fi prezentat. Astea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Practic, aceste măsuri sunt luate în exclusivitate în interesele noastre naționale, agricultorilor, femeilor și inclusiv a procesatorilor și producătorilor noștri autohtoni. Și scopul este unul, trebuie să stabilizăm piața prețurilor la produsele agricole în Republica Moldova. Este o măsură temporară cu această menire. Vă mulțumesc foarte mult!